ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua partea a doua a lucrării noastre și vom face pălăriuță, așa cum vedeți că am lucrat-o aici. Voi începe cu firul de culoare albă. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat. Un pic mai greu intră acum, la început, că lucrez strâns. Iar acum vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui piciuruș, astfel că la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 12 piciurușe scurte și vom continua singure. Pentru următorul rând, vom lucra câte un picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș. Deci, ne întâlnim la sfârșitul rândului cu 12 piciorușe scurte și vom continua apoi. Rândul următor vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire. Astfel, vom repeta pe trei parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. La sfârșitul rândului am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Vom face 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte, deci 3 rânduri. Am ajuns la capătul celor 3 rânduri, acum voi începe rândul următor. Voi lua 2 fire pe croșet și voi închide acest picioruș scurt cu culoarea roșie, în felul acesta. Iar în același timp, voi schimba croșetul. Dacă vă amintiți, am spus că vom lucra cu 2 croșete, pentru că firul alb este mai gros, iar celelalte sunt fire adaptate croșetului cu numărul 3. Acum vom continua să facem piciorușe scurte cu culoarea roșie, iar în același timp voi prinde și aceste capete de fire pe spate. Deci voi face un rând de piciorușe scurte în culoarea roșie, iar noi ne vom reîntâlni. Ați văzut modul foarte ușor de a schimba aici culoarea. Am încheiat rândul cu culoarea roșie, rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui piciuruș. Vom face o mulțire, deci vom lucra 2 piciorușe în corespondența unui piciuruș din rândul anterior. Am ajuns și la capătul acestui rând, următorul rând îl vom lucra în același mod, în corespondența fiecărui piciuruș din rândul anterior, vom lucra o înmulțire și ne vom întâlni la capătul rândului. Vom continua cu al treilea rând, lucrat în același mod, o înmulțire în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior și astfel vom da acea formă creață pălăriuței. Deci, cel de-al treilea rând lucrăm o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. După ce am terminat cu culoarea roșie, vom face schimbul de culoare și voi pune galben. Am început primul picioruș scurt pe care îl voi închide cu culoarea galbenă. În felul acesta, exact în același mod în care am făcut schimbul de culoare și între alb și roșu, iar apoi, ținând birele pe spatele lucrării, voi lucra din nou în fiecare picioruș din rândul anterior câte o înmulțire. Astfel puteți lucra 2 rânduri și cu
acestea vom încheia pălăriuța. Deci două rânduri în culoarea galbenă, lucrăm câte două piciorușe în piciorușul din rândul anterior. Și încet, încet ne apropiem de finalul acestei părți. Vom încheia și cu culoarea galbenă. Eu am făcut doar un singur rând. Dumneavoastră decideți dacă îl faceți și pe cel de-al doilea. Voi închide aici această parte a lucrării. Voi ascunde firul. Și am făcut pălăriuța. Vom trece apoi să lucrăm năsucul. Doar să termin de ascuns acest capăt de fir și să-l scurtez. Vom trece să lucrăm năsucul. Deci aceasta este pălăriuța pe care o vom pune aici pe căpușor. În cercul magic vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat. Doar să ne alunece. Așa. În continuare vom lucra câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Deci la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci câte un picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci 12. După ce am lucrat cele două rânduri de câte 12 piciorușe scurte, vom continua lucrând un picioruș scurt. Punem firul despărțitor. Urma de o scădere și astfel ne vom întoarce din nou la un total de 6 piciorușe scurte. Deci pentru parcursul rândului vom repeta această secvență. Un picioruș scurt urma de o scădere. Voi face și această scădere. La mine acum este foarte devreme, este 3:30 dimineața, când lucrez, sunt un pic adormită. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Cu fir alunecat, ascund capătul de fir de desubt, însă nu îl voi scurta. Îl voi introduce în interiorul sucului, care apoi va veni atașat în momentul în care îl vom coase, îl vom aranja în acest mod. Voi trece acum mai departe la modul în care am realizat părul. În cercul magic am făcut un număr de 6 piciorușe scurte. Voi închide rândul cu fir alunecat. În acest moment voi lucra 2, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 de ochiuri de lanț. Voi face două în plus, care țin locul unui picioruș dublu, firul de croșet și, începând de la cel de-al treilea picioruș de la croșet, voi face un picioruș dublu, firul de croșet, mă voi deplasa către următorul ochi de lanț și voi face în interiorul acestuia două piciorușe duble. La următorul, două piciorușe duble. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom face două piciorușe duble. Uitați-vă, deja după câteva ochiuri de lanț, începe să prindă forma după câteva piciorușe duble. Așa vom lucra piciorușe duble până când vom ajunge aici. Apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am realizat deja primul cârlionț, dacă puteți vedea ce frumos a ieșit. Acum voi închide în primul picioruș disponibil de aici, din cercul magic, cu fir alunecat. Apoi voi trece în următorul picioruș din cercul magic și voi face din nou un număr de ochiuri de lanț atât cât voi dori. În felul acesta vom realiza 2, 3, 4 cârlionțe atât cât doriți dumneavoastră, fie mai lungi, fie mai scurți și astfel vom face și părul. Nu am numărat câte ochiuri de lanț am făcut, însă mă voi întoarce pentru a forma și al doilea cârlionț exact în același mod. Am încheiat și crețișorii. Acum voi scurta firul, voi lăsa o bucățică pentru cusut și vom închide și această parte a lucrării, după care vom continua. Vom aranja în modul în care să stea așa cum dorim noi, după ce ascundem acest capăt de fir și apoi vom continua. Eu ceilalți cârlionți i-am cusut direct de pălăriuță. Nu i-am pus pe căpușor, uitați-vă. I-am pus așa, într-o parte la pălăriuță, aici am făcut patru. Partea lucrat pentru tutorial, am lucrat doar trei. Deci de acum vom continua. Acum vom trece să lucrăm prosopelul de desubt, dacă doriți. În cercul magic voi porni cu un număr de 6 piciorușe scurte. L-am făcut în culoarea verde, dumneavoastră puteți face în culoarea care doriți. Deci voi face 6 piciorușe scurte. Corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Astfel vom lucra întreg parcursul rândului. Deci un picioruș scurt, o înmulțire.
nu uitați de semnul despărțitor care vă va ajuta, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Deci un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom continua. Rândul următor. Lucrăm două piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul acestui rând. Două piciorușe scurte, o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua. Trei piciorușe scurte, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom lucra astfel pe trei parcursul rândului pentru un total de 6 ori. 3, o înmulțire. Continuăm lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o înmulțire. Pentru un total de 6 ori vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului. Pentru următorul rând lucrăm 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori. Voi continua cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o înmulțire. Apoi, pe măsură ce vom lucra, vom crește 7 piciorușe scurte, o mulțire, 8 piciorușe scurte, o mulțire. Eu am lucrat aici cu un fir un pic mai grosuț până când am ajuns la 10 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Deci, de acum vom lucra singure până când vom avea prospelul de dimensiunile dorite de noi, astfel încât în momentul în care vom așeza oul să aibă acest suport. Pentru a nu repeta mereu fiecare rând, vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns în punctul unde am lucrat 10 piciorușe scurte, apoi o înmulțire. Din acest moment eu voi face precum la acest prosopel, în modul în care se pară fire de iarbă, ca și cum oul ar fi așezat pe iarbă. Și am lucrat 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și am închis toate aceste 5 ochiuri de lanț în piciorușul următor cu un picioruș scurt. Din nou 1, 2, 3, 4, 5. Și voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș scurt. În felul acesta am lucrat de jur împrejur. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, acum voi tăia firul și voi închide. Astfel am realizat și acel prosopel de dedesubt. De acum vom trece la ansamblarea propriu-zisă a lucrării. Voi ascunde capătul de fir și pe acesta de aici, din mijloc, lucrând cu un fir mai gros, va fi un pic mai voluminos și va avea un alt aspect.
eu celălalt prosopel l-am lucrat cu un fir un pic mai grosuț și mi-a ieșit un pic mai mare. Scurtă și acest capăt de fir, iar acum, așa cum vă spuneam, voi trece la decorarea propriu-zisă a oului. În primul și în primul rând vom ataja părul pe care eu l-am pus, ați văzut, pe pălăriuță, îl putem coase chiar aici, în vârf, și vom coase singure. După ce am atașat părul, voi pune năsucul. Voi lua cam un pic mai sus de jumătate oului, voi coase în felul acesta, după ce îl coasem, îl vom turti un pic și coasem singure. Cu ajutorul lipiciului lichid, voi pune ochișorii. Îi voi aranja în modul în care să nu fie nici prea apropiați, nici prea depărtați. Știți că eu folosesc foarte mult în lucrările mele demonstrative, de fapt, lipiciul lichid. Deci, deasupra, la un rând deasupra nasului, un pic spre stânga și apoi spre dreapta, voi atașa ochișorii. Mod simetric, în mod simetric, încât să-i dea o frumoasă prezență. Deasupra va veni pălăriuța pusă pe o parte. Acești crețișori îi aranjăm noi în modul în care dorim. Prosopelul. Și nu ne rămâne decât gurița să o lucrăm și dacă doriți puteți atașa, așa cum vă spuneam, acest fluturaș pentru care găsiți tutorial pe canalul meu, fluturaș în 5 minute. L-am lucrat foarte puțin timp în urmă, înaintea sărbătorii de mărțișor de 8 martie. Dacă veți căuta pe canalul meu, îl găsiți cu siguranță. Pentru guriță, cum spuneam, voi face un singur tutorial. Noi ne vom reîntâlni la acel tutorial. Părțile principale, deci, sunt deja fixate. Pălăriuța, dacă doriți, o puteți coase. Eu cam atât am dorit să vă prezint astăzi. Mă voi opri aici. Ca de fiecare dată vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru like-uri, comentarii. Dacă aveți plăcere, puteți lăsa un like și un comentariu și la acest tutorial. Iar eu vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni. Vă salut, Tatiana, la revedere!